Aglomerație la oficiul poștal din zona Deal a municipiului Pașcani luni 20 februarie de dimineață, după ce 10 de persoane beneficiare ai cardului de energie au venit să își plătească facturile. Mulți dintre ei au avut o mare surpriză când au vrut să își achite datoriile. Nu aveau bani pe card. Că nu sunt intrați bani și atât. Mai prea multe nu au putut să ne spun că nu sunt bani intrați. Când o să vii bani, venim cu facturile. Luna viitoare. Luna viitoare ne anunță. Da, am înțeles. Dar cardurile când le-ați primit? Eu le-am primit sâmbătă, chiar le-am primit. Mi-au dus poștar. Și cum le-ați primit? Ați venit să vedeți dacă se poate. Să plătim, să fim la zi. Asta e. Sunt utile aceste carduri? Sunt utile pentru oameni? Da, sunt pentru noi, care avem pensie de 11 milioane și 200, sunt foarte buni. Chiar și așa, oamenii sunt optimiști, vor folosi aceste carduri pentru facturile viitoare. Orice ajutor este binevenit pentru ei, deoarece au venituri modeste. De exemplu, o femeie cu o pensie de circa 1100 de lei consideră că aceste ajutoare sunt de un real folos, având în vedere cheltuielile mari pentru facturi, medicamente și alimente. Dar era bine acum, cât îi consumăm mai mult. Acum iarna, dacă îmi vin banii la vară, atunci consum mai puțin. Eu acum avem nevoie. Doamne scumpă, cât ați plătit ultima factură? Cât a fost? Depinde, cât, 2 milioane și ceva. Eu am plătit 500. Doar la? Numai la, gaz. La gaz. Plus lumina 2 milioane, plus apa 2 milioane, puiuți. Descurcă-te. Da. Ce să facem? Eu cred că da, păi da, dacă se plătește cu banii, na. Ăștia mă ină, că jos amărâți. Eu deocamdată am plătit. Da. Asta, da, Dumnezeu să fie așa. Cam ce valoare au facturile dumneavoastră lunare la energie? Luna trecută am plătit 4 milioane, cută cu lumină, 4 milioane și vă 300. S-au făcut, au venit la două persoane, de exemplu, din casă. Eu sunt pensionara, au venit la băiat și lusora. Mie nu mi-a venit. Acum să dăm declarații proprie răspundere, să vină luna viitoare, se poate tăia. Pensiile sunt așa cum sunt. Asta. Ce pensii aveți? 1150 lei, am lucrat 25 ani. Unde? La spitalul CPR și pe la fabrică. O pensie de mizerie, să mă iertați. De unde sunteți? De la care televiziune? La TV Bit. TV Bit. De la noi, nu? Da. Îmi pare foarte și v-ar ajuta foarte mult cardul acesta? Ajută și cardurile sociale pentru alimente. Cardurile pot fi folosite la plata curentului, lemnelor, gazelor sau a facturilor de întreținere în cazul blocurilor de locuințe. Plata se poate face direct la poștaș, la oficiile poștale sau online, pe o platformă pusă la dispoziție tot de Poșta Română. Avem trei modalități de efectuare a plăților din ajutorul de încălzire de către beneficiari. Prima modalitate, care este deja cunoscută, este cea prin prezentare la oficiul poștal. A doua modalitate, direct la poștaș, atunci când acesta se deplasează în localitatea de domiciliu a beneficiarului și, începând de astăzi, cea de-a treia modalitate, și anume prin intermediul serviciilor electronice plăților online pe care guvernul a aprobat-o. Începând cu data de 20 februarie, așa cum a anunțat și domnul prim-ministru, se vor putea efectua plățile prin servicii de mandat poștal pe baza celor trei documente pe care le-am menționat și înainte și le mai spun încă o dată: cartea de identitate, cardul de energie și factura la furnizorul de energie. Acestea sunt datele pe care le avem și mecanismele pe care le-am aprobat. În baza cardului se pot efectua plăți în următoarele perioade. Pentru tranșa 1, cu o valoare de 700 de lei, se pot face plăți în perioada 20 februarie-30 iunie, iar pentru tranșa 2, cu o valoare similară, tot de 700 de lei, în perioada septembrie-decembrie 2023. De pe aceste carduri nu se pot retrage sume de bani, scopul exclusiv fiind achitarea facturilor la energie. Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage amenzi uriașe.